Seria interviurilor Media 10 dedicate de această dată sistemului educațional continuă. Astăzi ne aflăm alături de o doamnă învățătoare extraordinară, lider Superteach în Craiova. O să aflați ce înseamnă Superteach, pentru că în acest weekend se organizează un eveniment, o conferință extraordinar de bună pentru profesori, învățători, pentru ceea ce înseamnă sistemul educațional în general în Craiova. Diana este unul dintre liderii care se ocupă de organizarea acestei conferințe. Ați reușit să aduceți Superteach în Craiova. Unii dintre cei care se uită la noi probabil că știu deja, pentru că au văzut în alte orașe ce provoacă, să zicem așa, această conferință. Alții vin sâmbătă să descopere. Despre ce este vorba la Superteach? Vă mulțumesc pentru invitație și pentru interesul pe care îl acordați conferinței noastre. Un eveniment care își propune să aducă împreună dascălii. De data aceasta, dascălii olteni veniți din toate județele regiunii noastre pentru a primi puțină inspirație și motivație pe care să o ducă în sălile lor de clasă. Aceasta este menirea Superteach, să creeze o comunitate a profesorilor care inspiră copiii din clasele lor, profesori cu mentalitate deschisă, pentru că acesta este conceptul pe care conferințele Superteach îl promovează, care își propune să schimbe un pic perspectiva din care noi, profesorii, care de multe ori ne luăm munca prea în serios și ne luăm noi prea în serios, uităm să ne uităm la copiii noștri ca la niște oameni cu nevoile lor, cu provocările lor, cu obiectivele lor. Și considerăm că sunt niște păpușele pe care le avem în sălile de clasă, dar de multe ori aceste păpuși reacționează și este foarte bine pentru că ei sunt vii. De aceea noi ne propunem să-i vedem ca pe niște oameni ca și noi. Așa cum spuneam, este un concept mai mare, Superteach, a fost organizat și a schimbat mentalități, să spunem așa, în multe orașe din România. Aici, în Craiova, v-ați implicat foarte tare să organizați și anul trecut a fost un eveniment, numai că de data aceasta amploarea este extraordinară, așa cum ar trebui să fie. E adevărat, anul școlar trecut, mai exact în octombrie 2018, Superteach a fost din nou la Craiova, pentru că el se organizează în cele mai mari orașe ale țării și a adus la Craiova, la Facultatea de Mecanică în 2018, peste 170 de profesori care cred că vor fi și anul acesta și cu siguranță vor fi mult mai mulți, pentru că anul acesta adună aproape 450 de profesori care vor să înceapă schimbarea cu ei înșiși. Este extrem de important. Practic, ce o să se întâmple acolo o să fie o serie de prezentări, nu? Asta înțeleg. Iar oamenii care vin, dascălii care vin, încearcă să se inspire și să reușească la clasă să fie cât mai adaptați la nevoile și cerințele reale ale copiilor de astăzi. Așa este. Superteach este, de fapt, un proiect inițiat de Fundația Romanian Business Leaders, din care fac parte mari antreprenori ai țării. A pornit în 2017 la unul dintre summiturile lor, la care a fost invitat un profesor de la Stanford, care a făcut o simulare pentru România. Și spunea domnul profesor Hanușek de la Stanford că dacă analfabetismul funcțional din România ar scădea la zero, atunci, deci nu am mai avea analfabeți funcționali, atunci PIB-ul României ar crește ceva de genul de 6 ori, iar salariile oamenilor ar crește cu 12% pe an, simularea făcându-se pe copii născuți în 2016 și până la vârsta de 80 de ani a lor. Și atunci antreprenorii au fost așa uimiți că de fapt totul pornește de la educație și au zis, bine, noi trebuie să investim, este clar că în educație trebuie să investim. Spuneți-ne trei lucruri în care
putem noi să investim. Și atunci profesorul și echipa lui a spus profesorii, al doilea lucru profesorii și al treilea lucru profesorii. Și au avut așa o revelație, au zis trebuie să începem ceva pentru profesori, pentru că ei știu cel mai bine că într-o organizație cea mai importantă resursă este resursa umană. Și dacă nu se schimbă ceva în educația de azi, care dă mai departe angajaților de mâine, atunci în 10 ani ei vor trebui să-și mute afacerile în străinătate sau să și le închidă. Și așa a pornit ideea Supertici de la Felix Tătaru și Dragoș Anastasiu, care s-au ridicat deopotrivă spunând că ei vor să facă ceva. S-a alăturat Institutul Dezvoltării Personale condus de Cristina Gheorghe, care a adus conceptul de mentalitate deschisă din Statele Unite, acest concept fiind un concept pe care Institutul Harbinger l-a dezvoltat în peste 45 de ani de cercetare, Institutul Harbinger fiind lider mondial în schimbarea de mentalități, face schimbări de mentalitate în marile companii ale lumii, dar și în instituții de învățământ sau instituții publice și a văzut că, de fapt, nu este suficient să schimbăm comportamentul. Adică, degeaba ne ducem noi la clasă cu o nouă metodă dacă o aplicăm cu aceeași mentalitate. Adică, ne uităm la copiii noștri în același fel. Îi vedem slabi sau mai buni sau îi vedem din perspectiva noastră. Ce cel mai important este să ne schimbăm un pic modul de a privi lucrurile și aceasta a fost ideea proiectului, a spus, bun, cine poate schimba mentalității în România? Profesorii. Ei sunt cei care fac educația de azi pentru adulții de mâine. Atunci ei sunt cei care pot să ajute la asta, în ei trebuie să investim. Este foarte important. Eu mă bucur foarte mult că avem un lider local în tine aici, în Craiova, că te-a implicat atât de mult, pentru că știu că nu e ușor să organizezi un astfel de eveniment și cel mai mult mă bucur că oamenii au înțeles, că dascălii s-au alăturat și vin acolo să asculte, să vină cu o părere, să împărtășească idei. Asta este extrem de important pentru că toți vorbim despre schimbare. Părinții cer schimbare, dascălii cer schimbare, vorbim tot timpul de sistem. Sistemul care până la urmă înseamnă tot oameni. Cum ai vedea tu, care crezi tu că ar fi schimbările cele mai importante pe care ar trebui să le facem în sistemul de educație din România? Eu am făcut cunoștință cu Supertici în 2018. Atunci când căutam așa un motiv să continui, o sursă de inspirație, și mă gândeam că mă duc acolo ca să aflu niște metode noi pe care eu să mă duc de mâine și să le aplic în clasa mea. Ceea ce am întâlnit acolo, pentru că Supertici nu este o comunitate formată numai din profesori ca și mine, este o comunitate formată din toți actorii României, toți actorii comunității în care trăim, din oameni de afaceri, din mediul ONG care investește în educație, din profesori din școlile private, din profesori din școlile publice care se adună împreună și, exact cum ai spus, împărtășesc niște idei. Adică, în același timp, oferă și dau inspirație. Și credeam că mă duc acolo să aflu niște metode. Dar, de fapt, am avut așa o revelație și mi-am dat seama că, de fapt, eu trebuie să mă schimb cu totul în modul în care interacționez cu oamenii din jurul nostru. Pentru că la baza mentalității deschise și la baza proiectului stau niște îndemne pe care eu le am scrise și în clasa mea și aici, unde ne aflăm astăzi, și anume construiește relații, ascultă, înțelege și învață. Dacă noi, dascălii, am reușit să ne detașăm un pic de obiectivul nostru educațional pe moment. E clar că noi suntem acolo să facem educație și să ne uităm la copilul ăla care, poate are o problemă de sănătate, poate obosit, poate s-a certat cu părinții, poate s-a certat cu vreunul dintre colegi. Să ne uităm la el și să încercăm să-l înțelegem, să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin. Nu cred, sunt sigură pentru că am testat la mine
că lucrurile se vor schimba. Când am întâlnit Supertici, aveam clasa pregătitoare și toți cei care ne urmăresc au avut vreodată clasa pregătitoare, în primele luni, cu siguranță, înțeleg sentimentul. Pentru că sunt copii, veniți din mai multe medii, veniți din diferite grădinițe, care nu se cunosc și e normal să încerce să se cunoască, să fie lupta pentru putere, pentru recunoaștere. Și eram așa dărâmată, efectiv, nu mai știam, mi-am dat seama că mă depășesc. E clar că trebuie, am încercat toate metodele pe care le știam până atunci și am aplicat tot ce știam, dar totuși în clasa mea nu se schimba cu nimic atmosfera, lucrurile erau exact la fel. După conferința Supertici, în care mi-am dat seama că eu trebuie să construiesc o relație cu copiii ăia, primul lucru pe care l-am făcut și când am venit în clasă a fost ca în fiecare zi să stau de vorbă cu un copil și să-l întreb altceva decât despre lecția de azi. Și credeți-mă că a fost așa și la ei, citeai luminița aia în ochi, că profesorul lui este și el un om și că îi pasă, îl ascultă, vrea să afle mai multe despre el. Țin minte că aveam un copilaș care era foarte timid și plângea în fiecare dimineață și nu mai voia să vină la școală, efectiv. Un copil foarte bun de altfel, dar avea așa o... Și era în octombrie, urma Moș Nicolae, conferința a fost în octombrie. În noiembrie am zis, a făcut bradul, am zis să-mi trimis și mie ce ai făcut, se mutase la o casă nouă, pusese luminițele pe afară de iarnă, am zis să-mi trimis și mie o poză cu luminițele. A început să-mi trimită mamica lui pe WhatsApp poze și eu îi le arătam, am primit luminițele tale, am primit bradul tău de Crăciun, foarte frumos. Am avut norocul că surioara lui a venit la școală și m-a plăcut foarte mult. Pentru că construiește relații, nu este vorba numai despre construirea relației cu acel copil, ci și cu cei care au influența asupra lor. Și văzând copilul că cei din jurul lui au încredere în mine și pot să se bazeze pe mine, și el a făcut același lucru. Începând cu ianuarie, vă dați seama, schimbarea nu se produce așa imediat. Da. Nu avem cum, trebuie să avem răbdare. Și din semestrul al doilea venea singur la școală, nu mai venea tăticul lui, nu se mai ruga de el să intre în clasă. Adică am văzut o schimbare care a început cu mine și nu am făcut mare lucru, adică nu am venit cu nu știu ce metodă. Doar ai fost mai atentă exact, la el. Un alt detaliu. L-am ascultat mai mult. Am încercat să construiesc această relație. Iar proiectul Supertici asta își propune să aducă împreună oameni care să vadă că ei înșiși pot fi inspirație. Pentru că, de fapt, asta face diferența între un profesor bun și un profesor care inspiră. Dacă ne gândim și eu și tu la profesorii care ne-au rămas în minte, nu cred că au fost cei mai buni profesori în materia lor, ci au fost profesorii care ne-au ascultat, care au crezut în noi la un moment dat. Eu am terminat facultatea de matematică nu pentru că mi-a plăcut matematica foarte mult, nu pentru că am fost foarte bună la matematică, ci pentru că un profesor a crezut în mine și mi-a dat, îmi zicea Blondo și zicea, da. Blondo, tu poți să faci asta. Adică mi-a dat încrederea asta că eu chiar pot. Da. Nu am fost un student eminent, pentru că matematica nu e pentru oricine, dar am reușit să termin și să-mi placă ceea ce fac. Da. Despre asta este vorba. Profesorul trebuie să fie mai mult decât un profesor care își predă lecția, ia catalogul și iese afară din clasă. Trebuie să fie acel profesor care inspiră copiii, care îi face să le placă anumit lucru. Și tu cred că ai ales această meserie tot pentru că cineva te-a inspirat. Da, profesorii mei se uită, cred că acum la mine și știu cât m-au inspirat și că datorită lor în mare parte am reușit. E extraordinar de important, tocmai de aceea noi, fiind un ziar de educație și sănătate, încercăm să promovăm astfel de exemple pentru că așa pot cât mai mulți să ajungă la această informație, să o analizeze și să-și dea seama cât de utilă poate să fie în primul rând pentru ei și apoi în lucrul cu copiii. Sunt convinsă că s-au alăturat și firme locale și antreprenori sau dacă nu s-au alăturat să încurajăm ca la anul să vină cât mai mulți. Cum a fost reacția din partea lor?
Nu m-am așteptat, sincer, ca atât de mulți oameni de afaceri să susțină acest proiect. Știam că la nivel național este susținut, pentru că până acum, din donații, din sponsorizările oamenilor de afaceri, Supertici a adunat peste 150.000 de euro, care nu este o sumă mică, dar, nu știu, a fost o bucurie enormă să văd că firmele din Craiova cred că schimbarea vine odată cu schimbarea educației. Da. Și au ales să vină alături de noi în această conferință, au ales să susțină financiar, să susțină material toate activitățile proiectului și toate activitățile care se vor derula în ziua conferinței și chiar să se alăture fizic, pentru că nu știu dacă am voie să le spun numele. Da, sigur, atât timp cât fac lucruri bune pentru comunitate. S-au alăturat Netrom, am început cu ei, s-a alăturat Cafion, o firmă care investește totuși în copii, s-a alăturat Ruris, care iar la fel are un proiect de educație pentru copii, și Netromoare, care colaborează cu Cafion, adică e o simbioză așa între ei și fac lucruri minunate împreună, cu toate că sunt competitor, cum ar veni, s-a alăturat librărie.net, s-a alăturat Softrom, s-a alăturat Fototeo, care va prelua instantane, firme pe care unii dintre noi nu știm că sunt din Craiova. Da. Și chiar mă bucur că avem șansa să fim împreună, chiar de la Cafion, inițial au spus că nu era nimeni disponibil, plecau. După ce au văzut ce înseamnă de fapt fenomenul Supertici, că îndrăznesc să-l numesc așa, au zis că trebuie neapărat să ajungă și ei acolo, adică vor fi efectiv în sala de conferință. Și pentru un antreprenor care are o grămadă de lucruri de făcut și de hârtii și tot felul de rapoarte, să fie prezent în acea sală cu 450 de profesori, mie mi se pare că asta este într-adevăr, nu știu, succesul acestui proiect, că reușim, uite, să vă aducem pe voi, mass media, să aducem antreprenorii, ONG-urile și profesorii împreună, pentru că, de fapt, cu toții putem schimba ceva și cu toții avem un rol acolo al nostru pe care uneori el, nu știu, zicem, nu e treaba mea. Asta e treaba părintelui, asta e treaba profesorului. Nu, să încercăm, asta e ideea, să păsarea aceasta să o încurajăm, să ne uităm un pic la cei din jurul nostru, nu numai la copii, și la părinților, și la colegii noștri, și la directorii noștri, pentru că de multe ori nici nu-i vedem. Da. Uneori ne încurcă și încercăm să-i eliminăm din calea noastră, alte ori ne sunt utili, ca sunt niște vehicule, niște mașinuțe, le luăm, le parcăm și le lăsăm acolo, ne mai aducem aminte de ei când mai avem nevoie. Exact. Și uneori sunt irelevanți, adică avem colegi în cancelarie pe care nu știm cum îi cheamă, avem copii în clasă al cărui prenume nu-l știm, pentru că așa e mentalitatea noastră, a oamenilor, e normal să fie așa, că așa suntem noi născuți. Adică chiar dacă ni se pare un concept așa frumos, ca toate conceptele frumoase, ni se par greu de aplicat povești. Dar nu este deloc de adică nu că nu e greu. E greu pentru că e vorba de tine personal, de ceea ce îți alegi tu să faci mai departe și cum alegi tu să privești oamenii din jurul tău. Doar că schimbarea îți îmbunătățește ție, în primul rând, viața, starea ta de bine și apoi relația cu ceilalți. Extraordinar! Asta îți mulțumesc foarte mult, că este foarte important ceea ce ai spus. Într-adevăr, în primul rând, tu ești mai liniștit, nu mai vii încărcat de la școală, de la ședința cu șefii tăi, de la, nu știu, de la întâlnirile cu părinții, pentru că starea ta este cea îmbunătățită, pentru că nu mai e așa personal, adică sunt lucruri, e normal să avem puncte
diferite de vedere. Da. Altfel... E foarte important să conștientizăm aceste lucruri, să începem schimbarea pentru binele nostru și pentru binele celor din jur. Astăzi a fost mai mult despre superstiții, dar tu ești un învățător extraordinar. Aici ai un after school foarte frumos pe care sper să-l descoperim în curând mai mult. Data viitoare o să fie despre tine și despre ce faci la clasă cu elevii. Mă bucur foarte mult că ai reușit să aduci superstiții în Craiova și sâmbătă o să fim acolo, să vedem cum se întâmplă lucrurile chiar în timpul conferinței. Vă aștept cu mare drag și cu siguranță vor vedea cu toții și tu și colegii tăi energia care se creează. E ceva de nedescris între profesori și pleci de acolo cu bucurie, așa că și tu contezi. Tu, dascăl în România, chiar contezi. Și pentru asta eu le mulțumesc celor care s-au gândit, vă mulțumesc vouă că promovați lucrurile frumoase din educație și sănătate, pentru că vă urmăresc cu drag și sper că împreună să facem o școală mai bună, să schimbăm acest sistem despre care vorbeai tu, că de fapt noi suntem sistemul. Vă mulțumim! Ne vedem sâmbătă de la 8:30, nu la superstiții, la Ramada.